la o ștampă de răchie și că pe primariul nostru, mai acum o câțiva ani, l-ar fi luat de gost acasă bulii bașa lui țăgani. Și uite așa, golind păhare cu răchie dată prună, nu mai vezi pe bulibașă că înșepe ca să spună: Haoleu, domnul primariu, că ni-s precii neamândoi, hai mâncați așa ochișorii să ne ajuturi și pe noi. Fă-ne în sat așa o sală ca să crăpe toți dușmanii, da cu filme indiene numai pentru noi țiganii. Și cu scamne moi de piele să șăgem frumos în cur, zi de vară până în sară să-l vegem păraj ca pur. Bine, granșo, ia ca fie, hoțomanule, și ești, ia că facem cinemau, hai noroc și să trăiești. Mulțumesc, domnul primariu, țucuți ochii și unghince, și-ai da să mai bem o ștampă, că mai am o rugămince, să ne faci o discotecă, să softișe toți românii, numai pentru noi țiganii, numai noi să fim stăpânii. Să-și petreacă zi și noapte puradeii de țigani, fără ca să-i deranjează crac și talpă de dușmani. Bine, granșoi, ca și gata, ia că ai sală de bal. Știi că eu îmi țin cuvântul și nu-mi place să am val. Că doar de-aia mă votarăți, să vă fac acu de toace, cine, mau și discotecă, fiindcă vis minoritace. Dar n-ai vrea așa de sanchi și rămâne între noi, să vă fac și o fabrică unde să munșiți doar voi. Să munșiți doar voi, țiganii, să fiți singurii stăpâni, o fabrică de-aia fără crac și talpă de români. Haoleu, domnul primariu, zise granșa încremenit, mă iușor cu beutura, că mă țin că ce-ai pilit.